În perioada sărbătorilor de iarnă să nu uităm nici de supravegherea locuințelor. Asta pentru că tot mai mulți pleacă în vacanțe, iar hoții pot sparge casele. Pentru a păzi locuințele de jefuitori, oamenii legii recomandă ca ușa caselor să fie solidă și să aibă cel puțin două încuietori cu sisteme și chei diferite. Este preferabil ca proprietarii locuințelor să nu păstreze la domiciliu sume mari de bani. Nu lăsați niciodată cheile locuinții dumneavoastră, fie sub covorașul de la intrare, fie în cutia poștală, cum suntem noi deprinși, deoarece infractorii anume aici verifică pentru prima dată. Nu comunicați niciodată persoanelor străine despre sistemul dumneavoastră de securitate instalat în domiciliu. Verificați la plecare dacă au fost încuiate ușile, geamurile locuinții dumneavoastră, mai ales pentru persoanele care trăiesc la apartamente, la primele și ultimele etaje. Inspectoratul de poliție Nisporeni vine cu un șir de recomandări și pentru prevenirea furturilor din buzunare. Întotdeauna plasați bunurile dumneavoastră, telefonul mobil, portmoneul, actele într-un buzunar cât mai mic în interiorul hainei pe care o purtați, care să fie încheiat cu un fermoar. Întotdeauna verificați locul unde ați depozitat bunurile dumneavoastră. Chiar dacă le aveți într-o geantă, întotdeauna plasați geanta în partea din față a corpului. Pe parcursul acestui an, în raionul Nisporeni au fost înregistrate 14 cazuri de răpiri de mijloace de transport, dar și două furturi din automobile. Pentru a diminua numărul acestor infracțiuni, oamenii legii îndeamnă proprietarii de mașini să fie precauți unde parchează automobilul. Proprietarii mijloacelor de transport să parcheze automobilele pe care le dețin în locuri iluminate, în parcări iluminate, înainte de a pleca din automobil să verifice dacă au fost închise geamurile, au fost încuiate ușile. Cele mai frecvente cauze care tentează hoții de a sustrage din mijloacele de transport sunt lăsarea fără supraveghere în mijloacele de transport, anume a bunurilor personale. Și pentru că elevii ies în vacanța de iarnă, oamenii legii au venit cu recomandări și pentru copii, pentru a fi evitate anumite incidente acasă sau în trafic. Este important că atunci când plecați de acasă să le comunicați părinților unde plecați și cu cine plecați. Este important atunci când sunteți antrenați în traversarea drumului să vă scoateți căștile din urechi. La fel este foarte important ca pe timpul de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă, să vă îmbrăcați cu haine deschise la culoare. De asemenea, acordați o atenție deosebită la lumea virtuală, nu transmiteți datele personale și fotografiile voastre persoanelor cu care comunicați prin intermediul site-urilor de socializare. De la începutul anului, în raionul Nisporeni au fost comise 121 de infracțiuni contra patrimoniului, dintre care 3 pungășii și 37 de furturi din locuințe.